scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigare pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Strigătul lui Iona. E aproape ziua aceea, cât de aproape, mai îndrăzneț, păcatul o invită. Să vină cât mai iute și să îngroape o lume cu soluții otrăvită. Desfrâul, violența, necredința, un iad sărbătorind și plin de vicii, își flutură obraznic biruința în foc de blasfemii și artificii. Că niciodată n-a umblat păcatul nerușinat ca astăzi prin orașe. Aici sunt izvorul și substratul atâtor rele dârze și trufașe. Smeriți-vă, puzderii de Ninive, pe lângă voi cetate de demult e doar o cuneiformă în arhive, oraș provincial pierind sub cult. Smeriți-vă, familii și popoare, cu post și cu amar de pocăință, chiar regi să-și pună sac și domnișoare să-și plângă marea lor nechipzuință. Smeriți-vă, închinători la ziduri, tămăietori de umbre și lumini, adoratori de sticle și de vinuri, care sunteți sau nu sunteți creștini. Prefaceți îndoiala în speranță și apa grea în pâine pentru om. Mai puneți-vă poftele în balanță și zilnic mai sădiți câte un pom. Întoarce-te, întoarceți-vă, putre de Ninive, cât încă n-ați trecut fatalul prag, cât încă obosiți de defensive ai păcii heruvim nu se retrag. Întoarce-te, bătută omenire, sub domul vieții astăzi și acum, ding-dangul judecății dă de știre că doar un pas și toate vor fi scrum. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Lumea stă pe un butoi de pulbere. Și strigarea noastră și venirea la casa lui Dumnezeu, să o privim și haideți să o privim ca strigătul lui Iona. Încă puțin și Dumnezeu va să vină. Încă puțin și Dumnezeu va judeca lumea aceasta. Dar acela care va fi găsit vrednic, acela care va fi găsit cu Dumnezeu și lângă Dumnezeu, va avea parte de har, slăvit să fie numele Său. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu din vremuri străvechi în sine însuși și-a făcut un plan. Planul pe care l-a făcut cu privire la omenire, planul pe care l-a făcut cu privire la om, la creație, la om, în urma căderii lui Dumnezeu a știut, nu l-a luat prin surprindere căderea lui Adam, în urma căderii lui Dumnezeu și-a făcut un plan. Și toate acestea din veșnicii erau făcute în sine însuși. Dar vine Scriptura și ne spune despre cel rău că și el și-a făcut un plan. Și-a făcut mai multe planuri, de fapt, diavolul. Dumnezeu are unul singur. Și planul lui este desăvârșit. Diavolul și-a făcut mai multe planuri și vine Scriptura și ne spune noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Pentru că Duhul Sfânt, din când în când, ne le descoperă, Scriptura ne descoperă. Scriptura ne spune că diavolul și-a făcut și el un plan. Așadar, planul lui Dumnezeu are o copie. Planul celui rău, planurile celui rău. A făcut Dumnezeu și vedem Sfânta Treime sau Sfânta Trinitate, Dumnezeul Triunic. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Diavolul și-a făcut și el nesfânta, dacă putem să spunem, nesfânta Trinitate. Diavolul, prorocul mincinos și anticristul. Și-a făcut Dumnezeu un plan cu privire la împărăția de 1000 de ani și a lăsat acum 2000 de ani, vreme de, spun teologii, 13 ani, cât a durat între Fapte 1, capitolul 1 cu versetul 8 și Fapte, capitolul 8 cu versetul 1, au durat 13 ani în care a fost ca un sample,
a fost ca o gustare a ceea ce va face Dumnezeu la împlinirea vremii în împărăția de 1000 de ani. Fiecare își vindea casele, nu toți, dar unii își vindeau casele, averele, le aduceau la picioarele apostolilor, se bucurau împreună, nelipsiți de la templu în fiecare zi, așa cum trebuie și cum va trebui să fie în împărăția de 1000 de ani. Diavolul și-a făcut și el un om, un plan. Și oamenii vorbesc și ne apropiem din nefericire de vremea aceea, când oamenii vorbesc că vom păși și va trebui să pășim în noua resetare. Și doar câțiva pași și câțiva ani ne mai despart de perioada aceea. O societate utopică în care omul nu va avea nimic, dar va fi fericit. Aceasta vrea să creeze diavolul. Așa, după modelul din Sfânta Scriptură de la Biserica Primară, a fost creat un experiment sute de ani înainte. Experimentul printre primele dăți a avut loc în Franța, în Paris, în Camera Comunelor, și a fost încercat pe poporul francez, dar a fost eșuat. Pentru că n-au putut să îl facă din cauza că erau foarte mulți aristocrați care n-au dorit să-și pună averile la dispoziția tuturor să trăiască într-o formă de comunism, de socialism. Atunci au mutat experimentul acesta pe poporul rus. Mai târziu, la destrămare, aproape de destrămare, Gorbaciov a spus: îmi pare rău că experimentul acesta a fost încercat pe poporul meu. A fost un experiment. Scriptura ne spune și oamenii vorbesc că experimentul acesta va reveni într-o societate utopică cu un om de tip nou. În dimineața aceasta aș vrea ca să aduc în fața dumneavoastră, din perspectiva lui Dumnezeu, ce înseamnă omul de tip nou. Diavolul imită. A imitat orice plan al lui Dumnezeu. Dacă vă veți uita pe pagina Sfintelor Scripturi, orice a făcut Dumnezeu desăvârșit, diavolul a încercat să facă altfel, să semene cu planul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu. Dacă au fost proroci buni, au fost și ghicitori. Dacă au fost prorocii curate, au fost și prorocii mincinoase. Dacă a fost o lucrare sfântă, curată, dacă a fost o lucrare în care la propriu se numea închinarea și slava la adresa lui Dumnezeu, diavolul a căutat să pervertească o închinare pervertită, o închinare și o slavă deșartă, încărcată cu tot felul de mândrii deșarte. Cuvântul Domnului vine și ne spune despre făptura cea nouă, omul de tip nou. Dar înainte ca să vorbim de omul de tip nou, am vrea ca să ne uităm în câteva cuvinte în cartea a 2 Corinteni, capitolul 5, să vedem câteva lucruri certe în viața credinciosului. Ne apropiem de noi și primul lucru, capitolul 5 cu versetul 1, vine Pavel și ne spune: știm în adevăr. Este o certitudine, în adevăr știm că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o casă în cer, o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu-i făcută de mână omenească, nu-i făcută de noi, ci-i făcută de Dumnezeu. Și Pavel zice, asta cu certitudine o știm pentru omul credincios și nu mai este nici un loc sau nici un moment de incertitudine, niciun moment și niciun o altă informație, o fi, n-o fi, cine știe ce mă ajunge, ce îmi face dincolo. Spun unii oameni, nu s-au întors nimeni, nu există Dumnezeu, intrăm într-o perioadă și într-o situație de, știu eu, anihilare totală și așa mai departe. Alții vin și ne spun că omul va trebui să treacă printr-un șir nesfârșit de încarnare până în momentul în care își va fi ispășit toate păcatele lui când trăia ca om și apoi a ajuns în fericirea supremă, la nirvana. Oamenii vin și spun tot felul de caragheoslâcuri, dar Scriptura vine și ne spune prin Sfântul Apostol Pavel: știm, certitudinea aceasta și imbatabilă afirmația, în adevăr, că dacă murim, avem la Dumnezeu un alt trup, avem la Dumnezeu o altă casă. E casa făcută de Dumnezeu, e casa noastră cerească. Și gemem în trupul acesta plin de dorința ca să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Intervine acolo Pavel și zice, negreșit, dacă vine răpirea între timp
Și trupul de slavă se îmbracă peste trupul acesta muritor. Dar dacă nu, se desface casa pământească a cortului nostru trupesc și noi avem certitudinea că avem la Dumnezeu o casă cerească. Aceasta este certitudinea credinciosului. Ai această certitudine? Ai această sau am această certitudine înaintea lui Dumnezeu? Dacă la noapte, dacă mâine, dacă dintr-un moment în altul, dacă la un moment dat închid ochii, unde mă voi duce? Unde te vei duce? Pavel zicea despre el, noi știm, fraților, acela care este credincios știe că în orice situație s-ar întâmpla și orice s-ar întâmpla, suntem în mâna lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. În al doilea rând, o altă certitudine, capitolul 5, versetul 2 și versetul 4, gemem în cortul acesta. Chiar versetul 4, chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Știm că întreaga viață pe pământ este o gemere necurmată. Știm lucrul acesta. Iov ne spunea, cu mii de ani înainte, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Și cum zboară o scânteie și are o viață atât de scurtă, așa se aseamănă în comparație cu veșnicia, se aseamănă viața omului. Și certitudinea aceasta a doua, pe care o aduce Pavel înaintea noastră în dimineața aceasta, trăirea noastră este pe pământ, este o gemere necurmată, dar gemerea aceasta necurmată este marcată, și subliniez cuvântul acesta, marcată de dorința de a fi cu Dumnezeu. El ne-a pus în inimă, spune Ioan, capitolul 14, și chiar aș vrea ca să citesc cu versetul 23, ne-a pus în inimă lucrul acesta. Spunea Domnul Iisus, drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi, care noi? Sfânta Trinitate. Noi, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și pentru că ne-a pus în inimă, spune Pavel, arvuna Duhului, ne-a pus în inimă Duhul Sfânt, avem și suntem marcați în gemerea aceasta necurmată de dorința de a fi cu Dumnezeu. Noi vom veni la El. În al treilea rând, a treia certitudine, versetul 6, așadar, noi întotdeauna, spune Pavel, suntem plini. Și subliniez cuvântul plin. De ce subliniez? Pentru că în momentul în care ai un vas și pui un lichid, de bună oară să zicem apă, și îl pui plin, 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 înseamnă că nu mai intră altceva. Și Pavel vine și ne spune, sunt plin de încredere. Și în momentul în care vasul meu interior este plin de încredere, nu mai încape nici o deznădejde. Nu mai încape nici o neîncredere. Nu mai încape nici o amărăciune. Așa să fie cu fiecare dintre noi, Doamne, ajută-ne să fim așa plini de încredere. Că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Versetul 8, da? Suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta. O, Doamne, ajută-ne să ajungem și noi la starea aceasta. Ne place mult mai mult să trecem dincolo, spune Pavel. Fraților, eu am văzut ce s-a întâmplat. Am fost acolo. Nu pot povesti, nu pot explica. N-au fost permise lucrurile acestea să fie explicate mai târziu. Pentru că revelația lui Dumnezeu este progresivă, lui Ioan i-a fost permis ceva să zică, tot pentru noi. Dar Pavel vine și ne spune, am văzut ce e acolo, fraților. Dorința mea este să mă mut și să fiu acolo. Dar dacă trebuie să mai fiu cu voi, face să trăiesc și face să fiu împreună cu voi. Dar știm că suntem plini de încredere în Dumnezeu și vrem să stăm înainte ca să fim acasă la Dumnezeu. Și în al patrulea rând, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îi va fi făcut când trăia în trup. A patra certitudine din capitolul 5 din Corinteni este, cu toții vom sta înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Vreau să subliniez și să zăbovesc câteva cuvinte în dreptul acestei certitudini,
Pentru că din Vechiul Testament se spune și spunea oamenii lui Dumnezeu, versetul penultimul din Eclesiast, capitolul 12, spunea omul lui Dumnezeu Solomon, se va face odată o judecată și judecata aceasta va fi cu privire la orice este ascuns, fie bine, fie rău. Dar Ioan capitolul 5 vine și ne spune că pentru omul credincios cu versetul 24 s-a întâmplat ceva. În Vechiul Testament se știa într-un fel, dar în Noul Testament, în taina lui Dumnezeu, s-a întâmplat și s-a schimbat o situație. Adevărat, adevărat vă spun, versetul 24, că cine ascultă cuvintele mele, spunea Domnul Iisus, și crede în Dumnezeu care m-a trimis, în Cel ce m-a trimis, are de aici, de pe pământ, are viața veșnică și nu vine la judecată. Nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, slăvit să fie numele Său, că ne-a făcut lucrul acesta. O speranță, o oază de bucurie. Cine îl primește pe Dumnezeu, cine e credincios, are speranța aceasta că nu mai vine la judecată. Și totuși Pavel vine și ne spune, toți trebuie să ne înfățișăm, nu la judecata lui Dumnezeu. La judecata lui Dumnezeu se vor înfățișa oamenii, Apocalips capitolul 20, ne spune Scriptura că a fost așezat un mare tron alb și un mare tron alb. Apoi am văzut versetul 11, un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel ce ședea pe el. Și așa era de groaznică situația aceasta, încât Ioan spune, pământul și cerul au fugit literalmente. Au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea și moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare om care a trăit pe pământul acesta din zorii tinereții, din zorii omenirii, fiecare om a fost judecat după faptele lui. Nu după faptele lui tata, nu după faptele rabinului, nu după faptele imamului, nu după faptele celor care s-au îndurat și au dat pomeni pentru tine, nu după faptele celor care au plătit o bulă papală, ca atunci, cum spuneau oamenii aceia nelegiuiți, când bănuțul atinge fundul cutiei, sufletul iese din purgatoriu. Nici măcar atât, nu stă în picioare. Și ne spune Scriptura, fiecare a fost judecat după faptele lui. Fiecare, dar nu credinciosul. Ne întoarcem în 2 Corinteni, capitolul 5, și vedem versetul 10. Toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Acesta este scaunul de premiere al Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii aceștia sunt mântuiți. Unii își vor pierde răsplătirea pentru lucrarea lor. Unii care au făcut cu nebăgare de seamă își vor pierde răsplătirea, cât despre el, spunea Pavel, va fi mântuit, dar ca prin foc. Dar oamenii aceștia sunt mântuiți. Dar stau în fața judecății sau analizei lui Hristos ca să aibă loc premierea. Premiul 1, premiul 2, premiul 3, mențiunea 1, a 2, a 3. Nu vor fi, ne spune în cartea lui Daniel, că unii vor străluci ca stelele. Unii vor străluci ca soarele, unii vor strălui, o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Aici este termenul acesta de judecată, înseamnă premierea lui Hristos pentru cei care au lucrat, acei credincioși. Și acum, în câteva cuvinte rămase, ne ducem cu gândul la ceea ce ne vorbește Pavel, în versetul 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge. Am putea crede la prima citire că dragostea lui Hristos ne strânge unul cu altul și ne aduce aici împreună. Și aceasta e valabil, dar nu este doar atât. Ci spune Scriptura, dragostea lui Dumnezeu, lui Hristos, ne strânge, sau cu alte cuvinte ne constrânge,
ne determină să stăm înaintea Lui, strânși de El, pentru că analizăm că în economia lui Dumnezeu, moartea lui Hristos are valoare ca și cum am fi murit toți. Asta vrea să spună Pavel. Dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Am căpătat harul de la Dumnezeu ca dumneata și eu în dimineața aceasta să fim socotiți morți în păcat, plata păcatului care este moartea să fie plătită de acel unul singur care a murit, slăvit să fie numele Său. Și dragostea Lui ne strânge și ne apropie de Dumnezeu, ne constrânge să Îl preamărim pe Dumnezeu. Ne constrânge să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, spunea Cartea Romani, că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă, te constrânge la pocăință. Nu vezi tu lucrul acesta? Toți care au primit în dimineața aceasta harul să se ridice din patul lor de odihnă, să se încalțe singuri, să se îmbrace singuri și să vină la casa lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu și beneficiari ai harului Său am fost cu toții, slăvit să fie numele Său. Dragostea Lui ne constrânge să stăm înaintea Lui. Cunoașterea trecută, așa că de acum, versetul 16, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, ci chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Spunea fratele Dragoș Croitoru, cum îl cunoști în felul lumii? Prin radio, o emisiune, o cântare, ai citit un flyer, ai citit, știu eu, o broșură, ți-a spus cineva ceva, ai avut un vis, Dumnezeu poate ți-a vorbit și ți-a tăiat calea într-o zi și ceva ai auzit despre Dumnezeu. Ai văzut starea ta în care erai și ai venit înaintea lui Dumnezeu la pocăință. Ce se întâmplă în momentul în care vii la pocăință în fața lui Dumnezeu, îți recunoști starea? Așa cum am citat din cuvântul Domnului, noi vom veni la El, Hristos, Dumnezeu, Tatăl, Duhul Sfânt, va veni la El și vom locui cu El. Cunoașterea din trecut este doar o mică părticică, pală și infinit de mică, în raport cu cunoașterea Duhului Sfânt care este în noi. Acum am cunoscut, nu-L mai cunoaștem, spune Pavel, pe Hristos în felul lumii, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură, este o zidire, spune în josul paginii. De ce zidire? Ca să putem înțelege mai bine că atunci când zidești ceva, o pornești de jos. O pornești de jos și începi să pui o cărămidă și iarăși ciment și iar o cărămidă. Dacă luăm ca punct de referință un zid din cărămiz și începi să lucrezi. Și asta face Duhul Sfânt în viața omului. Nu-l transformă pe loc, nu-l transformă ca și cum dintr-o dată înjurat de mama focului și dintr-o dată el gata, nu mai poate și stă înaintea lui Dumnezeu și cuvinte pline de laudă. Nu, este un timp. Dar ceea ce vine și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci când ești în Hristos, începi să fii zidit. Începe Duhul Sfânt să rodească în viața ta, în viața mea, din ce în ce mai mult roada Duhului. Începi tu ca să îți dai seama că viața trecută nu-și mai are rost, începi să studiezi Sfânta Scriptură și deodată în locul unei înjurături îți vin versete pe gură. Deodată în locul unei supărări îți vine să-L lauzi pe Dumnezeu și să-I mulțumesc pentru necazul tău. Doamne, ajută-ne ca să fim o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Omul nou, omul de tip nou pe care au vrut să-l facă comuniștii, omul de tip nou pe care vor să-l facă Schwab, sau Schwab, cum îl cheamă pe ăsta, cu teoria lui. Omul de tip nou pe care l-a descris Marx este de fapt copia pe care a intenționat-o Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca să facă oameni noi din noi. Acei credincioși înțeleg că omul nou are o viață nouă. Ioan, capitolul 5, iarăși citesc versetul acesta, cu versetul 24, am amintit, dar acum vreau să citesc într-un alt sens, versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, în prezent
are viața. Omul nou are o viață nouă. Da, el va continua să trăiască în trupul acesta. Va continua să trăiască în țara aceasta sau în alta în care l-a așezat Dumnezeu. Da, va continua în fiecare zi să se scoale și să realizeze că e foame. Va continua în fiecare seară să realizeze că are nevoie de somn ca să se refacă, să-și refacă trupul acesta. Omul de tip nou despre care vorbește Sfânta Scriptură va trăi încă pe pământul acesta, încărcat de umanitate, încărcat de ispitire, de natura pământească. Va trebui să facă în fiecare zi legământ cu ochii lui, cum spunea Iov, ca să nu păcătuiască, mai ales în perioada aceasta. Va trebui ca să facă în fiecare zi legământ cu el însuși și să dorească să trăiască pentru Dumnezeu. Va trebui să stea înaintea lui Dumnezeu în fiecare zi și să îl roage: Doamne, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și nu ne duce pe noi în ispită. Și noi ne întrebăm: cum, Doamne, că Dumnezeu nu duce în ispită? În sensul, nu ne îngădui, Doamne, în fiecare zi. Asta e rugăciunea etalon al Domnului nostru Iisus Hristos. În fiecare zi, Doamne, nu ne îngădui pe noi în ispită. De ce? Că știe Dumnezeu că în fiecare zi apare ispita. Știe Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, mai concentrat sau mai puțin concentrat, dar în fiecare zi apare ispita. Nimeni nu se scoală dimineața cu gând: astăzi voi păcătui. Nimeni, niciun om normal. Poate că oamenii nelegiuiți, cugetul rele în așternutul lor, când se crapă de ziul înfăptuiesc, poate că ăia se gândesc, plănuiesc să fure, să mintă, să înșele, să facă tot felul de lucruri. Dar omul de tip nou nu se scoală niciodată într-o dimineață să spună: azi am poftă să păcătuiesc, azi am chef să fac prostii, azi am chef ca să mă duc și să fiu obraznic, să nu ascult de părinți, să nu ascult, știu eu, să-mi jignesc soțul, soția, azi am chef să-mi bat copiii, să-i rup, să-i ciomăgesc de numai. Nimeni nu face asta. Dar ispita vine. Ispita vine și vine Domnul Iisus și ne spune: Doamne, nu ne îngădui pe noi în ispita, așa trebuie să ne rugăm. Nu ne ispitește Dumnezeu. Că, rețineți, dacă m-ar ispiti Dumnezeu pe mine, dacă te-ar ispiti Dumnezeu pe dumneata, nimeni n-ar scăpa. Dumnezeu când ispitește, știe ce să facă să cazi la ispită. Nu ispitește Dumnezeu. Nimeni când este ispitit, spune Iacov, să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dar ispita vine din partea celui rău, cu îngăduința, cu permisiunea lui Dumnezeu, ca să ne dea un test. Și rugăciunea noastră, rugăciunea domnească este: Doamne, nu ne duce pe noi în ispită, nu ne îngădui în ispite mari pe care să nu le putem trece, ci izbăvește-ne de cel rău, că știm că sursa ispitelor este cel rău. Omul de tip nou are o nouă viață, are o nouă existență. Va trăi în continuare în trupul acesta încărcat cu umanitate, așa cum am spus. Dar el are o viață nouă, o viață în Hristos. Galateni, capitolul 4, vine și ne vorbește într-o imagine pământească, ne spune Pavel, versetul 1, 2 și apoi versetul 7. Dar câte vreme moștenitorul este nevârstnic, Eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Dar când a venit împlinirea vremii, de fapt, hai să citești versetul 2, ci este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa spune Pavel. Când nu aveam vârsta necesară, noi eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar a venit un timp în economia lui Dumnezeu, când s-au împlinit vremurile și nici mai mult, nici mai puțin, ci exact în ceasul acela Dumnezeu a trimis pe Hristos ca să căpătăm, versetul 5, partea a doua, înfierea. Ca să căpătăm înfierea. Și acum, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: Ava, adică spune aici Tată, dar de fapt este diminutivul: Tăticule. Așa cum striga Domnul Iisus în grădină: Ava, Tăticule! Tăticule, vino lângă mine! Și Duhul Sfânt în același mod ne pune în inimă să strigăm, pentru că suntem fii. Așadar, nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Suntem moștenitori, ea nostru, ea noastră moștenirea, încă n-am ajuns să punem mâna pe ea. Dar ea noastră, omul de tip nou are o viață nouă, slăvit să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta.
În al doilea rând, Efeseni capitolul 2 cu versetul 6, omul de tip nou are o nouă țară. Omul de tip nou are o nouă patrie. Efeseni capitolul 2, el ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem, să stăm împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus împreună cu Hristos să stăm într-o patrie nouă, într-o țară nouă, să stăm în același timp, în Duhul nostru, în locurile cerești. Spune Scriptura în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21. Și chiar aș vrea să citesc, cetățenia noastră este sus în ceruri. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, dar până atunci încă stăm și suntem în trupul acesta. Dar noi deja, în economia, în planul lui Dumnezeu, suntem într-o patrie nouă. Cetățenia noastră este în ceruri. Mai vom fi români până atunci. Vom fi canadieni, americani, australieni, africani și așa mai departe. Până atunci încă vom trăi pe pământul acesta. Dar Dumnezeu deodată se uită la dumneata și vede că tu ai o altă țară. Și dacă ați înviat cu Hristos, să gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. El va schimba trupul stării noastre smerite, bolnave, bolnăvicioase și îl va face asemenea trupului slavei sale, asemenea trupului pe care l-a primit după înviere, a intrat prin ușile încuiate, a dispărut din mijlocul lor, a intrat în mijlocul lor, prin ziduri, a dispărut dintr-o dată în lumea văzută, în lumea nevăzută. Putea să facă Domnul Iisus, așa va fi trupul meu, așa va fi trupul dumitale. Dumnezeu va face și ne va îmbrăca cu trupul noi peste trupul acesta și noi vom primi o altă țară. Aș vrea ca să mai citesc în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 4, ne spune Scriptura despre această altă țară la care suntem chemați. De fapt, versetul 3, ca să citesc contextul, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou la învierea lui prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă. Asta e țara noastră, moștenirea noastră. Nestricăcioasă, care nu se strică și care nu poate fi întinată, nu poate fi pătată de păcat și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru noi. Slăviți să fie Dumnezeu! Coloseni, capitolul 3, versetul 1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și este un argument de al meu, pentru care cred că răpirea va fi înainte de tribulație. Când Hristos se va arăta și noi, în trupuri proslăvite, ne vom arăta împreună cu El în slavă. Să vadă lumea, să vadă cei ce l-au străpuns și împreună cu El va fi și biserica. Slăvit să fie numele Său. În al treilea rând, credinciosul de tip nou, omul de tip nou, are o nouă lege. Aici pe pământ trăim după legi pământești. Aici pe pământ trăim după legea păcatului și a morții, vorbește Pavel în cartea Romani. Romani capitolul 8 cu versetul 2. Trăim în legea aceasta despre care spunea el, o văd în mine, legea aceasta care se luptă cu legea primită de Duhul meu. Versetul în Romani, capitolul 8, cu versetul 2, și în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea ce a moștenit-o prin Adam, prin Eva, prin căderea lor în păcat, a moștenit în firea mea pământească o lege a morții. Și legea morții cere tributul. Și în fiecare zi oameni mor de pe întreg pământul, pentru că legea își cere tributul. Apoi văd în mine legea aceasta care mă îndeamnă la păcat și legea își cere tributul.
Dar omul de tip nou a căpătat o altă lege, o altă viață, o altă patrie și o nouă lege. În adevăr, legea Duhului de viață în Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Iacov vine și ne spune, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, adică completează Iacov și spune, legea slobozeniei. În legea desăvârșită este libertate în Hristos. Iacov, fratele Domnului, era tributar legii vechi testamentale. 2000 de ani oamenii aceștia au cunoscut rigorile legii vechi testamentale și când a înviat Domnul Iisus Hristos, a trebuit să aibă o întâlnire separată cu fratele său, cel mai mare după el, Iacov, care mai târziu a devenit un stâlp al bisericii primare. Și Iacov vine și înțelege, un timp n-a înțeles, da, ați ajuns la Hristos, e bună, spuneau oamenii care s-au încreștinat, e bună credința în Hristos, dar trebuie și tăierea împrejur. Și la un moment dat, Pavel, Barnaba au avut un schimb de vorbe cu oamenii aceștia, au trimis la Ierusalim, de acolo la Ierusalim, au făcut multă vorbă, multă zarvă și în final ne spune Scriptura că le-au dat 4 directive, să vă feriți de dobitoace sugrumate, de curvie, de sânge, și dacă vă veți păzi, vă veți feri, va fi bine de voi, fiți sănătoși. Iacov, avem de-a face cu Iacov, omul schimbat. Vine și ne spune, cine își va adânci, cu alte cuvinte, se va scufunda în legea nouă a omului nou, cine se va scufunda în legea lui Hristos, va căpăta izbăvire și eliberare, libertate în Hristos. În al patrulea rând, omul de tip nou are o nouă slujbă, are un nou job. Până atunci, fiecare își vedea de drumul lui, spune Isaia. Fiecare își vedea de treaba lui, de business-ul lui, de familia lui. Fiecare făcea ce îi plăcea. Fiecare se gândea și era propria lui, în propria lui conștiință, își urma instinctele primare. Dar omul de tip nou are o nouă slujbă. 1 Corinteni și cu aceasta aș vrea ca să mă apropii de încheiere, apoi voi citi iarăși un alt verset. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9, căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Lucrători cu Dumnezeu. Nu este nimeni șomer, nu este nimeni pensionar. Înaintea lui Dumnezeu, cu toții avem ceva de făcut. În momentul în care nimeni nu va face, rețin acum o predică ascultată prin fratele Virgil Neagu, în care vorbea despre smochin sau spin din vie. Și la un moment dat spunea el, smochinul n-a făcut rod. O dată, de două ori, de trei ori, are loc și smochinul nu știe discuția între grădinar și acela și stăpânul viei și vine și spune stăpânul viei, vreau să-l tai, grădinarul intervine, mai lasă-l, mă voi ocupa de el. Mă voi ocupa, îi voi pune gunoi la rădăcină, îl voi săpa de jur împrejur, îi pun apă, îi dau toate elementele ca să poată să aducă roadă. Și dacă nu, nu eu, tu, stăpâne, îl vei tăia. Nu Hristos, Dumnezeu îl va tăia. Ești în trupul lui Hristos, ești în via lui Hristos și n-aduci roadă, teme-te, spunea fratele Virgil, că nu-i pentru multă vreme. Crezi că nu faci nimic? Teme-te, că nu-i pentru multă vreme. Nimeni nu e șomer în trupul lui Hristos, nimeni nu e pensionar în trupul lui Hristos. Fiecare are ceva. Omul de tip nou are o nouă slujbă. Și ultimul cuvânt pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră, Matei, capitolul 28, spune un verset de poezie, ne-a dat Iisus o mare însărcinare înainte de a se fi urcat la cer și așteaptă să împlinim în ascultare și în dragoste pentru acei ce pierd. Versetul 19, capitolul 28. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Omul de tip nou are o nouă slujbă. Omul de tip nou are o nouă activitate. Va continua să meargă la lucru în fiecare zi. Va continua să-și câștige existența și pâinea lucrând cu mâinile lui. Va continua să facă și să trăiască pe pământul acesta. Dar prioritar în viața lui, omul de tip nou va avea o slujbă nouă. Duceți-vă, faceți ucenici, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Slăviți să fie Dumnezeu! Doamne, ajută-ne să fim oameni de tip nou! Amin.